conferința de presă după meciul Moldova-Croația, participarea antrenorului principal Dănuț Stelian Oprea. Ca să nu reținem pe nimeni, vă rog de dată întrebări, răspunsuri. Poftim. A fost Croația un loc prea tare pentru Moldova în această seară? Da, ați văzut și dumneavoastră. Croația, așa cum anticipam, o echipă foarte bună, cu jucători tehnici, cu jucători valoroși, care știu când să temporizeze, știu când să dea drumul la minge, știu când să accelereze. Din păcate, am ieșit din anumite faze în care, practic, ne-au făcut șahmat și le-am făcut cadouri niște goluri care au venit în urma unor greșeli personale, care încercăm să le remediem. Dintr-un punct de vedere, sunt puțin, sau îmi dă speranță faptul că băieții chiar au încercat să joace, deci pur și simplu nu s-au cantonat în jumătatea proprie, numai să se bazeze pe apărare. Din contră, am avut și noi momentele noastre bune de joc, am avut și noi momente când am fi putut să marcăm. Nu am reușit, dar cred eu că băieții s-au străduit, au luptat. Bineînțeles, trebuie să remediem foarte repede greșelile care au apărut în timpul jocului, în sistemul defensiv, pentru că până acum stăteam destul de bine pe sistemul defensiv și nu ajungeam la poartă. Acum am ajuns de câteva ori la poartă și am fost destul de periculos și atunci când am pus mingea jos și am accelerat pe flancuri. Este de muncă, am spus asta dintotdeauna. Trebuie să analizăm foarte rapid ceea ce a fost în acest joc. Am spus și băieților acum în vestiar, mergem la cantonament, ne odihnim. Și de mâine o luăm de la capăt, pentru că vreau să mergem în Grecia să luăm punct sau puncte. Deci avem porțiuni de joc care ne dau speranțe, adică avem porțiuni care putem să punem probleme în oricui adversar. Am vorbit și la conferința trecută despre acest Halilović, ce nu ne-am temut, n-am scăpat, practic. Sunt jucători, nu numai Halilović, ați văzut și Șăptaru, și sunt jucători, Cinciaru, Șăptișpearu, toți sunt titulari la echipele lor de club. La Salzburg, la Spalmas, echipe care joacă la nivel foarte mare, toți jucătorii lor sunt jucători valoroși, dar v-am spus, noi trebuie să strângem rândurile și să reușim prin grup și prin echipă să ne ridicăm la acest nivel. Pentru că ăsta este nivelul european. Tot timpul am repetat că noi trebuie să muncim de două ori mai mult pentru ca să ne ridicăm la acest nivel, pentru că presiunea de la noi este foarte scăzută. Vedeți și dumneavoastră ce circulația balonului, ce rotirea jucătorilor în timpul jocului, cum se deplasează, știu când să atace, știu când să temporizeze. Asta trebuie și noi să ușor-ușor să ajungem să avem cât mai multe momente bune în joc. Păcate, n-am reușit astăzi să marcăm, am fi putut și noi să marcăm și cred că am fi meritat un gol.